Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. În ultimele două episoade din această serie am arătat, folosind experimente mentale, că lumea cuantică nu ascultă nici de principiul realității și nici de principiul localității. V-am spus că experimentele pe care le-am prezentat sunt echivalente în principiu cu experimente reale făcute în ultimii 50 de ani, iar în anul 2022, trei fizicieni au primit premiul Nobel pentru astfel de experimente. Am vorbit despre acest lucru în videoclipul Sfârșitul realității. Dacă nu l-ați văzut și vreți să-l vedeți, găsiți linkul în descriere. Concluzia acestor experimente este aceea că știm cu siguranță că lumea cuantică nu ascultă de cele două principii pe care le-am pomenit. Dar apare din această cauză o problemă, și anume știința se bazează pe teza realismului, adică pe presupunerea că lumea există, realitatea fizică există independent de conștiința noastră și tot ceea ce există are proprietăți, indiferent dacă există sau nu un observator, o conștiință care să observe aceste proprietăți. De asemenea, în lumea pe care o cunoaștem noi, fenomenele și obiectele nu se pot influența reciproc, instantaneu, de la orice distanță și avem întotdeauna o extindere în timp și spațiu și o separare în timp și spațiu a fenomenelor. Mulți au descris lipsa realismului științific și a localității în lumea cuantică ca fiind sfârșitul realității. Și într-un fel au dreptate, pentru că mecanica cuantică ne-a făcut să înțelegem altfel noțiunea de realitate fizică și voi încerca azi să vorbesc despre acest lucru. Am arătat în mai multe materiale, găsiți toate linkurile în descriere, că ceea ce numim noi realitate este de fapt realitatea subiectivă, realitatea construită de creierul nostru. În această realitate există lumină, culori, sunete, mirosuri, senzații tactile, forme, rece și cald, plăcut și dureros, frumos și urât și așa mai departe. Dar nimic din toate astea nu există în ceea ce numim realitate fizică, adică în afara conștiinței noastre. Toate aceste proprietăți sunt construite de creierul nostru. Am mai făcut o comparație pe care o voi face imediat și o folosesc azi din nou, deoarece nu găsesc una mai sugestivă. Pentru a putea comunica eficient și rapid cu calculatorul, îl proiectăm atât la nivel hard cât și la nivel soft, în așa fel încât să creeze pentru noi o lume pe care o înțelegem, o lume alcătuită din imagini și sunete. El simulează un spațiu, de obicei bidimensional, adică o suprafață, ecranul, dar poate simula și spații 3D, iar pe acest ecran produce pentru noi pictograme și tot felul de imagini care au sens pentru noi. Dacă vedem așa ceva, știm că este vorba despre un dosar. Dacă vedem așa ceva, o imagine. Dacă vedem ceea ce vedeți în partea de jos, poate că e vorba despre o piesă muzicală și așa mai departe. Dar nu există în calculator nicăieri nici dosare, nici imagini, nici sunete, nici muzică. Pe harddiscul calculatorului și memoria lui există doar două stări diferite ale unui suport fizic. Iar alternarea în timp și în spațiu a acestor stări este pentru calculator o succesiune de biți, un șir lung de 0 și 1. Asta e tot ce există acolo. Imaginile, muzica, textele și absolut tot ceea ce ne poate arăta calculatorul se găsesc în fiecare clipă acolo pe hard disk sub forma acestor două stări diferite ale unui suport fizic. Pentru a produce pe baza acestei informații binare imagini, texte, sunete și așa mai departe, calculatorul folosește programe care la rândul lor sunt și ele sub forma acestei succesiuni
a două stări diferite ale suportului fizic. Adică informația prelucrează informația. Pe scurt, la baza a tot ceea ce poate face și ne poate arăta calculatorul, este, după cum știm, informația înmagazinată prin succesiunea celor două stări fizice de pe hard disk sau din memorie, care pentru calculator înseamnă informație. Dar să presupunem că putem călători în timp, în trecut, și ducem un hard disk pe care am pus tot felul de lucruri interesante și importante, îl ducem în trecut, pe vremea primului om de știință, Galileo Galilei. Informația de pe hard disk nu mai are nicio valoare acolo și atunci, deoarece nu avem un calculator care să obțină pe baza ei texte, imagini, muzică și altele. De fapt, nici nu știu dacă, în lipsa calculatorului, informația de pe hard disk mai poate fi numită informație. Mecanica cuantică ne arată că, pentru creierul nostru, ceea ce numim realitate fizică este informație, pe baza căreia el construiește ceea ce numim realitate subiectivă, lumea extraordinară, cu forme, culori, sunete, mirosuri, gusturi, rece, cald și toate celelalte. Până aici nu e nimic nou. Filozofii au înțeles aceste lucruri și înainte de mecanica cuantică. Ba chiar unii le-au intuit cu mii de ani înainte de a exista noțiunea modernă de informație, de pildă Platon, cu lumea lui ideală a formelor și ideilor. Am vorbit și despre acest lucru. Dar faptul că acum știm cu siguranță că lumea cuantică, cea care stă la baza realității fizice, nu ascultă de principiul realității și nici de cel al localității, ne arată două lucruri în plus. Unu, că până și spațiul și timpul sunt construcții ale creierului nostru, și doi, că într-un fel universul nici nu există în lipsa conștiinței. Să le luăm pe rând. Știm că proprietățile și evoluția particulelor elementare depind de proprietățile și evoluția altor particule elementare, indiferent cât sunt de separate, din punctul nostru de vedere, între ele prin spațiu și timp. Acest lucru poate fi cel mai simplu explicat presupunând că nu există spațiu și timp în exteriorul conștiinței noastre, în realitatea fizică. Așa cum informația de pe hard disk se găsește toată în același loc și în același moment și capătă o desfășurare atât în spațiu cât și în timp, doar dacă există calculatorul și programele necesare, tot așa și spațiul și timpul apar doar dacă există un creier și o conștiință. Ceea ce numim univers capătă o desfășurare în spațiu și timp doar dacă se reflectă într-o conștiință. Și acum despre existența universului. V-am spus în videoclipul Este lumea cuantică locală, că atunci când observăm particule elementare, aparent ele se comportă într-un fel dacă le observăm și în alt fel dacă nu le observăm. Și v-am spus de asemenea că marea majoritate a specialiștilor în mecanică cuantică nu sunt de acord cu această interpretare, susținând că orice interacțiune dintre o particulă cuantică și un aparat de măsură sau de detecție modifică proprietățile particulelor, indiferent dacă cineva urmărește sau nu aparatul. Am promis acolo că vă voi spune părerea mea despre asta și o voi face acum. Deși, după cum sper că ați observat, acest canal nu este despre ce cred eu, ci despre ceea ce spune știința, îndrăznesc totuși să am o părere personală în acest caz, deoarece, după părerea mea și după cum voi încerca să dovedesc, această problemă, de fapt, nu ține de știință. Părerea mea este aceea că a fi sigur că observatorul, conștiința, n-au niciun rol în rezultatul observațiilor și măsurătorilor experimentelor, este absurd.
Și este absurd deoarece nu putem face niciun experiment care să dovedească sau să infirme acest lucru. Iar dacă un lucru, un fenomen, nu poate fi nici dovedit, nici infirmat experimental, el nu aparține științei, nu poate fi obiect de studiu științific. Și acest lucru este adevărat și în cazul unei eventuale legături între experimentele de mecanică cuantică și conștiință. Și dacă ne gândim un pic, afirmația că particulele se comportă într-un fel când le observăm și în alt fel când nu le observăm, afirmație pe care o puteți auzi foarte frecvent în materialele despre fizica cuantică și pe care am făcut-o și eu de câteva ori, este de fapt absurdă. Este absurdă deoarece nu avem cum să știm cum se petrece un fenomen dacă nu îl observăm direct sau măcar indirect. Vă aduceți aminte poate că v-am vorbit în câteva materiale despre controversele dintre filozofi de-a lungul timpului pe marginea unor întrebări asemănătoare cu următoarea. Dacă un copac cade în pădure și nu e nimeni în jur ca să-l audă, face zgomot? Oare putem face un experiment care să ne dea răspunsul la această întrebare? La prima vedere, ați putea să vă gândiți la următorul experiment. Punem în pădure, lângă un copac care e gata să cadă, un aparat cu microfon, un aparat care poate înregistra sunete. Venim după câtva timp, vedem copacul căzut, luăm aparatul și ascultăm sunetele înregistrate între timp și la un moment dat auzim cum cade copacul. Oare dovedește asta că există sunete și dacă nu le aude nimeni? Nu, deoarece ceea ce s-a întâmplat este următorul lucru. Copacul în cădere a produs vibrații ale aerului, acestea au mișcat membrana microfonului, iar semnalele electrice pe care le-a produs microfonul au fost înregistrate pe un suport. A fost vorba despre sunete până aici? Nu. Apoi, când ați ascultat înregistrarea, semnalele electrice înregistrate au pus în vibrație membrana unui difuzor. Iar aceasta a produs vibrații ale aerului identice cu cele care au fost produse de căderea copacului. Iar sunetele au apărut abia când aceste vibrații produse de difuzor au întâlnit o ureche conectată la un creier și o conștiință. Dacă nu e nimeni acolo când aparatul redă înregistrarea, din nou nu vor exista sunete. Sunete există doar dacă există o conștiință, deoarece sunetul este o senzație. Același lucru este adevărat, după părerea mea, și în cazul experimentelor cuantice. Măsurătorile au un rezultat doar dacă există o conștiință în care să se reflecte. E absurd să pretinzi că știi cu siguranță ce se întâmplă atunci când nu observi lucrul respectiv. Atenție, am spus știi cu siguranță, deoarece poți face presupuneri bazate pe probabilități. Dacă vezi filmat un ou scăpat din mână, deci un ou care cade, chiar dacă filmul se întrerupe înainte ca oul să ajungă jos, poți presupune cu bună probabilitate că oul s-a spart, dar nu știi asta cu siguranță. În concluzie, eu cred că cinstit este să recunoaștem că nu știm cu siguranță dacă există o legătură între conștiința observatorului și desfășurarea fenomenelor cuantice. Poate că această afirmație ar fi mai productivă decât afirmația că știm ceea ce nu putem ști. Ea ne-ar permite, de pildă, să explorăm și alte explicații posibile ale ciudățeniilor lumii cuantice, despre care am vorbit în miniseria Lumea Cuantică, din seria 5 minute despre, cum ar fi multiversul, multiplicarea conștiinței, superdeterminismul, universul participatoriu și altele. În final, vreau să mai spun următoarele. Nu știm dacă și în ce măsură existența universului este legată de existența conștiinței, nici măcar dacă conștiința a apărut în univers sau universul a apărut într-o conștiință.
Ceea ce știm este că cu cât încercăm să știm mai multe despre esența realității fizice, cu atât mai ciudate și mai de neînțeles devin lucrurile. Însă dacă lumea cuantică are aceste proprietăți imposibil de intuit, înseamnă că tot ceea ce numim realitate fizică are astfel de proprietăți, pentru că lumea cuantică stă la baza realității fizice. Așa cum au spus unii dintre părinții mecanicii cuantice, preluând ideea lui J.B.S. Haldane, un fiziolog, biolog și matematician britanic-indian, universul nu este doar mai ciudat decât am putea crede. Universul este mai ciudat și decât ceea ce n-am putea crede. Iar creierul nu face decât să ne ofere o lume pe care o putem înțelege, plecând de la o lume stranie și incomprehensibilă. În lipsa unei conștiințe, universul este ca un hard disk în lipsa unui calculator. Informația de pe el, dacă mai poate fi numită informație, este inutilă. Dacă sunteți de părere că întrebarea cum arată realitatea fizică are sens, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!